Ziua ușilor deschise în Consiliul Raion al Dobăsar. Elevii claselor a 8-a și a 9-a din Coșnița, Pârâta și Dorozcaia au efectuat o excursie în cadrul instituției. Tinerii au aflat despre structura administrației publice, despre activitatea secțiilor și direcțiilor locale. Administrația publică nivelul 1 asta e primăriile la noi, da? Și administrația publică nivelul 2 asta e Consiliul Raional. Plus la asta, de cum avem guvernul, care e pe o treaptă ierarhic superioară. Adică din trei componente se formează efectivul sau administrația completă a Republicii Moldova. Consiliul Raion de Păsare este o structură raională care se ocupă cu soluționarea treburilor publice pe interes raional. Secretarul Consiliului Raional Dubăsar le-a prezentat tinerilor meritele și mândria raionului. Este vorba de diplome care noi le prezentăm sau le mânăm celor mai dotați, inclusiv elevi, celor mai talentați. Cunoaște că este bursa președintele raionului, de gradul 1, 2, 3. Este bursa pentru elevilor de învățământ artistic, adică la școli de artă, de muzică. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Policinski, a prezentat oaspeților o scurtă descriere a raionului. Suntem unicul raion din țară care nu are oraș de reședință. Suntem unicul raion din țară care suntem dispersați totalmente satele noastre. Cred că v-am informat deja că avem 15 sate care sunt în componență la 11 primării. Suntem unici din țară care nu am avut instituții organizate care se activează și respectiv după reforma din 99, când centrul administrativ a fost județul Chișinău, centrul administrativ era în orașul Ialoveni. Tinerii au fost îndemnați să participe la mai multe activități, să fie ambițioși, să comunice eficient și să realizeze ferm decizii pentru o societate prosperă. Nu vă rușinați să veniți cu propuneri. Nu vă rușinați să vă uniți în comun să faceți diferite lucruri. Pentru că în ultimul timp, ceea ce noi numim individualizare, că fiecare eu, trebuie să fie alături și de colectivizare. Noi în colectiv, noi în echipă trebuie să lucrăm. Anul acesta am mai venit cu o inițiativă nouă, declararea concursului floristic, adică cea mai amenajată gospodărie sau cel mai amenajat loc public pentru cu flori. Aveți un câmp de activitate, iată, în acest domeniu extraordinar de frumos, unde ați putea să veniți și cu ordine la împădoricele voastre și să vedeți ce sunt cu copacii și să sădiți pe malul Nistru și să faceți curățenie. Și atunci știți că o să avem un mediu mai sănătos. La direcția de învățământ sunt 15 instituții de învățământ care sunt sub ordinea noastră. 4 din ele direct subordonat de Ministerul Educației, dar 11 de Consiliul Raional. Ca servicii sociale, de exemplu, pe teritoriul raionului, cantina Unesim tot intră la noi, prestează prânzuri calde la cetățeni. La noi, la evidență, sunteți toți luați. Care familie nimerește într-o situație de risc, noi înseamnă că acordăm ajutoare materiale, ajutoare sociale sau intervenim cu alte care v-ați servici. Noi avem, în total avem 5 cabinete în care activează colaboratorii direcției finanțe. Întrunirea a fost apreciată pozitiv de către elevi. Este folosul nostru pentru a cunoaște activitățile tuturor care lucrează aici și pentru a cunoaște ceea ce se face pentru țara, pentru raionul nostru. Ziua ușilor deschise la Consiliul Raional mi se pare o măsură foarte interesantă, deoarece noi, tineri, avem posibilitatea să aflăm cu ce se ocupă Consiliul Raional și toate direcțiile și toate ocupațiile lor. A fost o acțiune bine organizată și este în folosul nostru pentru să aflăm ce prezintă Consiliul, însuși încăperea Consiliului nostru din raionul Dubăsari. Ziua ușilor deschise se desfășoară anual în majoritatea consiliilor raionale din țară. În această zi, elevii au acces liber în birouri și în sălele pentru activități. Ei discută cu funcționarii despre responsabilități, probleme și despre implicarea tinerilor în soluționarea acestora.